Cum te-ai simțit la prima lecție practică? Liber. M-am simțit liber pentru că am văzut atitudinea instructorilor față de elevi, de cursanți, ca prieteni. Asta foarte ajută, mai ales în primele lecții. Din a câta oară ai ținut examenul teoretic, cât și practic, intern și extern? Toate 4 din prima. De prima, da? Toate 4. Care a fost cel mai greu lucru în obținerea permisului de conducere? N-am întâlnit dificultăți. N-am avut dificultăți, tot a fost simplu. Pentru mine a fost foarte repede asta, foarte repede. Te-ai simțit pregătit? Da. M-am simțit sigur în mine ca sunt din prima să fie tot bine. Ce crezi că face această școală auto? Instruire auto? Diferit de celelalte școli? Eu cred, părerea mea e că instruire auto este prima din Moldova școală. Școala auto. Bună. E o auto așa foarte prietenoasă, foarte simplu. Asta e tot ce trebuie. Câte ore practice în total ai făcut? 24 obligatorii și atât. 24, doar alea obligatorii, da? Da. Care este instructorul tău preferat? N-am unul preferat, toți. Toți îți care am făcut, toți ne-am plăcut, foarte. Practic ca cu prietenii am făcut. N-am avut probleme, n-am avut și-o certuri sau neînțelege cu dânșii. Foarte bă, tot simplu, frumos. Deci, în concluzie, toți îți buni. Toți îți buni. Ce sfat ai dat celor care urmează să înceapă cursul? Să fii sigur în ei, să meargă la lecții, să asculte instructorii și să învețe teoria. După părerea ta, cine conduce mai bine, bărbații sau femeile? Bărbați. Bărbații? Da. Ai o explicație la asta? Mai tine două explicații, până să fie întrebări la mine. La câți ani ai obținut permisul de conducere? La 18 ani. La 18 ani, da. Cum a fost experiența ta la instruirea auto? Una cu amintiri bogate, cu amintiri frumoase. Mai vreau o dată să fac curs. Mai vreau o dată, da? Sincer, da. Ok, ai recomandat școala auto, instruirea auto mai departe? Foarte mult am recomandat-o deja. Am colegi care de clasă care au fost la dumneavoastră la instruirea auto și au obținut tot permisul. N-am auzit la ei ceva negativ legat de școală.